Lăudat să fie Domnul! Suntem bucuroși de faptul că Dumnezeu ne-a deschis mintea să înțelegem dragostea Sa. O dragoste care ne urmărește de când ne-am născut. Dragostea aceasta a pus zâmbet pe fețele noastre și încurajare în fiecare zi. Ne-a ridicat din boală și din dezamăgirile noastre. Dumnezeu e Dumnezeul nostru și al caselor noastre. Dumnezeul Bisericii este Dumnezeul întregului univers. Și în seara aceasta, sentimente și simțăminte speciale se învălmășesc în sufletele, în inimile noastre de muritori și ne bucurăm de asigurarea pe care ne-o dă Domnul că ne iubește, că ține la noi și că nu ne-a adus până aici ca să ne părăsească. Este un Dumnezeu puternic al cărui resurse nu se termină niciodată. Nu e un Dumnezeu supărăcios, este un Dumnezeu plin de dragoste. De aceea suntem aici, de aceea am fost și ieri, și dacă vom vedea răsăritul de soare mâine, vom fi din nou aici. Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru. Slavă Lui! Sunt bucuros să petrec zilele acestea cu dumneavoastră și sunt recunoscător Domnului pentru asta. Sunt recunoscător Domnului și sunt recunoscător fratelui păstor Lazar Gog pentru că m-a invitat, celorlalți păstori. Le mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că sunteți aici, vă mulțumesc pentru că ați cântat. Știu că este un efort să fiți în această seară aici și să vă implicați spiritual cântând Domnului. Le mulțumesc și rudelor mele, lui Pit și Dana Cosma. Am rude la dumneavoastră în biserică, așa că în seara aceasta aș vrea să spun un cuvânt din partea Domnului, din cartea Domnului, din inima lui Dumnezeu pentru noi și m-am gândit cuvântul acesta să-l intitulez cele mai mari două minciuni din istorie. Atunci când vorbim despre minciună, trebuie să acceptăm că uneori nouă oamenilor ne scapă câte o minciună, dar Biblia îl numește pe diavolul mincinos și tatăl minciunii. În seara aceasta aș vrea să vă spun că cele mai mari două minciuni din istorie au fost spuse de El, sunt spuse de El și vor fi în continuare spuse de El. De aceea, în această seară aș vrea să le demascăm și în măsura în care ne dă Domnul har și putere să le explicăm. Atunci când vorbim despre aceste două mari minciuni, trebuie să spunem faptul că prima dintre ele este următoarea. Diavolul i-a mințit și îi minte pe oameni că păcatul este permis, că este inofensiv, că este tolerat, că nu este grav, că e nevinovat, că este opțional, că este o chestiune personală. Asta a spus diavolul. Prima minciune a fost spusă în Eden, lui Eva și mai apoi lui Adam. Și minciuna aceasta de atunci și până astăzi a făcut foarte multe victime. Primul păcat din lumea umană a fost făcut în Eden, în timp ce primul păcat în univers a fost făcut de diavolul. Acolo în grădină, grădina pe care Dumnezeu a așezat-o pe pământ, grădină în care Dumnezeu i-a așezat pe primii oameni, oamenii au făcut primul păcat. Și dacă ne uităm în Scriptură, în prima carte a Bibliei, în primele capitole, observăm că oamenii s-au îndoit de Dumnezeu. Și când un om își permite să se îndoiască de cuvântul lui Dumnezeu, în urma îndoielii apare necredința. Atunci când omul nu mai crede în Dumnezeu și nu se mai încrede în Dumnezeu, își permite să nu mai asculte de Dumnezeu. Și când nu mai ascultă de Dumnezeu, apare păcatul. Iar păcatul pune pe om în adversitate, în dușmănie cu Dumnezeu. Aceasta este trista realitate. Păcatul este permis. Cum a putut o ființă așa de sfântă ca omul, creat după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu, să păcătuiască, să cadă de la fața lui Dumnezeu? În primul rând, Adam și Eva au fost creați liberi din punct de vedere moral și au avut libertatea să respecte porunca lui Dumnezeu sau să o încalce.
Ei au ales să păcătuiască. Nu s-a întâmplat, n-au fost surprinși. A fost o alegere, ca și la noi. Adam și Eva, în al doilea rând, au fost ispitiți, ajutați să păcătuiască, așa cum și noi suntem ajutați. Diavolul a știut în ce domeniu să îi ispitească și ne spune Scriptura că el s-a adresat femeii și i-a spus: Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din fructul oprit, veți fi ca el și veți avea capacitatea să cunoașteți binele și răul, capacitate pe care acum nu o aveți. Este interesant că omul a refuzat să fie asemenea lui Dumnezeu în sfințenie, dar a acceptat să fie asemenea lui Dumnezeu în cunoștință. La început Dumnezeu i-a spus omului să fie ca el, dar în sfințenie. Lucrul acesta omul nu a reușit să-l facă, dar i-a plăcut omului să fie asemenea lui Dumnezeu în cunoștință. Lucrul acesta rămâne și astăzi valabil. Oamenii caută inteligența, mai puțin dintre ei înțelepciunea. Inteligența înseamnă să fii foarte informat, educat. Înțelepciune înseamnă să aplici pentru tine și pentru onoarea lui Dumnezeu ceea ce știi. Ei bine, de ce a îngăduit Dumnezeu ca omul să cadă? În primul rând a fost nevoie de o testare. Acest examen a rămas până astăzi și caracterul oamenilor este testat de provocările vieții. Tot ce spunem, toate reacțiile noastre, toate acțiunile noastre sunt doar rezultatul unor examene pe care le dăm cu viața, cu noi și cu Dumnezeu. A fost nevoia omului de a alege. În fiecare zi facem alegeri și tot timpul în mintea noastră sunt două alternative. Și a fost nevoia unui ispititor. Omul a avut capacitatea să reziste ispitei, dar a renunțat să reziste, alegând să păcătuiască, părându-i se că metoda aceasta este mai bună. De ce a fost nevoie de o pedeapsă așa de mare pentru o neascultare așa de mică? O singură dată nu au ascultat și până la urmă nu au făcut un păcat prea mare, doar au făcut ceva interzis, un păcat de comitere. O pedeapsă atât de mare pentru o neascultare așa de mică, Dumnezeu pare nedrept. Adevărul este că nu-i nevoie de fapte mari pentru a dovedi infidelitatea față de cineva și neascultarea. Poruncile lui Dumnezeu nu se împart în mari și mici, sunt doar porunci și atât. Și omul când a păcătuit a știut care sunt urmările alegerii lui, adică ale păcatului pe care l-a ales. Omul, așa cum anticipam, a avut capacitatea să reziste ispitei, dar pur și simplu i s-a părut tentant și acceptabil să facă ceea ce diavolul i-a propus și ceea ce el a simțit. Aș vrea să vorbesc puțin vis-a-vis de gândul acesta care e minciuna diavolului. Păcatul este permis, este tolerat, este nevinovat, este o opțiune, e un drept al omului. Aș vrea să spun că de-a lungul mileniilor, oamenii și-au asumat riscul selectării păcatelor. Și o parte dintre păcate le-au numit tolerate, mici, nevinovate. Și o altă parte au rămas păcate pe care nu trebuie să le facă. Oamenii au împărțit păcatele în mari și mici, sau în nepermise și permise. Mulți oameni confundă principiile lui Dumnezeu cu încredințările personale. Pentru foarte mulți oameni credincioși, Biblia nu mai este absolută și este doar relativă, îngrozitor și dureros de relativă. Și mulți credincioși au o teologie bună, dar viața nu se ridică la nivelul teologiei și este inferioară teologiei din mintea lor. Aș vrea să vă dau două exemple în acest prim gând care constituie o jumătate din predica mea din această seară. Gândul este simplu. În Galateni, apostolul Pavel se adresează oamenilor credincioși din biserica din Galatia și în capitolul 5 pune în antiteză, în comparație, faptele pe care le face omul în firea pământească sau faptele pe care omul le face îndemnat și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Și apostolul spune că între aceste două instanțe care vor să cucerească inima omului, să o locuiască și să o conducă, este un permanent conflict, este o permanentă adversitate. Și apostolul spune că un om credincios este credincios pentru că este condus de Duhul.
Iar un om necredincios este necredincios pentru că e condus de instinctele primare, de carne, de fire. Și atunci el începe să dea exemple de practici, de comportamente ale oamenilor care nu sunt credincioși și care sunt conduși de fire, sau ale oamenilor care vin la biserică și sunt conduși de fire, sau ale oamenilor care s-au mântuit, dar nu au crescut duhovnicește și au rămas niște prunci în credință și neputincioși de a se confrunta cu marile provocări. Și în Galatenii, capitolul 5, de la versetele 19 la 21, Pavel surprinde păcatele pe care le face firea pământească. Iar versetele 22 și 23, de-a dreptul celebre pentru Biserica Pentecostală, surprinde roada Duhului. Aș vrea să mă opresc la păcatele acestea, care sunt o expresie a firii pământești, adică a dușmanului lui Dumnezeu din noi. Când omul a căzut în păcat, a apărut în el o instanță care nu a existat când a fost făcut. Și instanța aceasta se numește firea pământească. Această instanță este natura în care se nasc oamenii, păcatul adamic. Ei bine, această fire pământească trebuie răstignită altfel. Ea îl conduce pe om înspre un stil de viață împotriva lui Dumnezeu. Am auzit o întâmplare, nu știu sigur dacă este reală sau imaginară, dar întâmplarea aceasta prezintă un om care a vrut să facă bani fără să muncească mult. De fapt, ăsta este un vis al oamenilor. Și atunci a cumpărat doi câini și a mers în piața orașului unde era lume multă și a cumpărat doi câini absolut identici, cu o singură diferență, culoarea, unul era alb și unul negru. Și i-a pus să se lupte. Și făcea prin soare cu oamenii pentru următoarea duminică care câine învinge. Și evident că dacă duminica asta a învins cel alb, toți oamenii au crezut că și duminica viitoare tot cel alb va învinge. E justificat prin logică. Culmea este că duminica viitoare învingea cel negru și la urmă iar cel alb și după cum zicea el tot timpul. De parcă el le comanda la câini, lasă-te bătut duminica asta sau bate-l pe tovarășul tău duminica cealaltă. Și până la urmă oamenii au cerut pentru o sumă de bani să spună adevărul și el a spus, secretul e simplu. Am o săptămână la dispoziție să-l înfometez pe cel care vreau să fie învins, nu mănâncă nimic, că nu-i dau. Nu-i dau apă și dacă vrea să doarmă, îl lovesc cu piciorul. După o săptămână de nemâncare, de nebăut și de nedormit, nu-ți mai arde de bătaie, nu-ți mai arde de ceartă și de conflict. Chiar dacă ai ceva de împărțit, vrei să împarți după ce mănânci. Iar ăsta care a mâncat toată săptămâna cât i-a trebuit și a băut pe săturate și a dormit în voie, sigur că îi arde un pic de joacă. Ei, așa se întâmplă în noi. Sunt două ființe. Este carnea aceasta, firea aceasta pământească, care nu știe să facă altceva decât să păcătuiască. Și mai ales după ce diavolul i-a spus, nu-i păcat să păcătuiești. De fapt, păcatul nu-i păcat, ci este un drept al tău. E dreptul tău, este o alternativă a vieții. Păcatul este permis, este tolerat, nu-i grav, nu-l ofensează pe Dumnezeu, nu-l deranjează pe Dumnezeu că tu păcătuiești. Păcatul este permis. Și pur și simplu oamenilor le-a plăcut această minciună și au însușit-o și a făcut din ea un stil de viață. Haideți să vorbim un pic despre cum am selectat noi păcatele și să facem o aplicație la contemporan, la cotidian. Sunt patru categorii de păcate aici și fiecare dintre ele sunt explicate prin câteva păcate specifice. Prima categorie de păcate sunt păcate din domeniul senzualității sau sexual. Iertați-mă că folosesc termenul acesta, dar nu are un sinonim mai delicat decât ăsta. Și Biblia spune așa, și faptele firii pământești sunt acestea. Să-i traduce la Cornilescu. Preacurvia, curvia, necurăția și desfrânarea. Aceste patru cuvinte vorbesc despre același păcat, dar diferit în intensitate. Ultimul e prostituția. Și prima categorie de păcate sunt păcate din acest domeniu. Păcatele acestea se întâlnesc astăzi în biserică? Opinia mea personală este nu. Sunt excepții? Probabil. Dar nu este un fenomen. În bisericile evanghelice nu este un fenomen genul acesta de păcate. Sunt păcatele pe care noi le considerăm cele mai grave. De aceea noi toți fugim de asta mai mult decât orice altceva. A doua categorie de păcate sunt doar două exemple, sunt în versetul 20. Ele nu mai sunt de natură sexuală, ci sunt de natură spirituală. Închinarea la idoli și vrăjitoria. Se
petrec aceste păcate în sânul comunităților evanghelice? Opinia mea personală este nu. Oamenii nu practică vrăjitoria în bisericile evanghelice. Apoi, a treia categorie de păcate sunt păcate din domeniul social. Sunt 9 exemple. Nu știu de ce Pavel a dat 9, dar eu bănuiesc. Dar e doar o bănuială de-a mea. Vrăjbi, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, pisme și ucideri. Versetele, ultima parte din versetul 20 și prima parte din versetul 21. Astea sunt păcate sociale, de relație. Păcatele acestea se petrec în biserică. Eu n-am de unde să știu că eu nu vă cunosc pe dumneavoastră și cât vă cunosc eu nu se petrec. Dar dumneavoastră știți, înainte să vin eu și după ce plec eu, dacă se întâmplă sau nu. La modul general, păcatele acestea se cam întâmplă. Pentru că sunt păcate permise, sunt păcate tolerate. Vrăjbi, oamenii nu se înțeleg, oamenii se urăsc. Chiar dacă ei au suficientă politețe să nu-și exprime ura. Oamenii, pentru că sunt diferiți, fac partide. Oamenii se mânie și uneori la mânie omul spune prostii pe care mai târziu le regretă spunând sorii sau nu. Oamenii se ceartă, oamenii se împart în găști, oamenii ajung să se pismuiască, adică să se urască de moarte și până la urmă chiar să se ucidă. Aceste păcate sunt păcate făcute cu gura. N-am auzit pe nimeni să fie exclus pentru astfel de păcate, excepție făcând ultimul, uciderea, care nu prea se întâmplă între noi. Ultima categorie de păcate sunt păcate în domeniul personal, beții și îmbuibări. Nu știu să spun dacă astea se petrec sau nu se petrec între noi, primul probabil nu, al doilea probabil da, dar am vrut numai să vă spun că toate aceste păcate sunt la fel înaintea lui Dumnezeu, dar nu și înaintea noastră. Pentru păcatele acestea, oamenii care le practică vor merge în ea dacă nu se pocăiesc, nu le mărturisesc și nu le părăsesc. Dar noi credem că pentru unele trebuie să ne mărturisim foarte mult și să ținem zile de post, iar pentru altele le repetăm cu toată tragerea de inimă, nepărându-ni se foarte complicat. Știți de ce? Diavolul ne-a spus că avem voie. Diavolul ne-a spus că nu sunt periculoase. Dacă noi am crede că mergi în iad pentru bârfă, credeți-mă că am fugit de bârfă ca de curvie. Dar bârfa este calificată de noi drept, ce să faci, mai scapă omului o vorbă. Dar vorba aceasta pleacă dintr-o inimă. Și inima aceasta e curată sau e murdară, ca și vorba. Aș vrea să privim la un alt exemplu. Exemplu din Matei, capitolul 25, versetele 41 la 46. Când eu m-am întors la Domnul și am citit textul acesta, mi-am dat seama că trebuie să-l mai citesc o dată, că nu înțeleg nimic. Și în acest capitol, Domnul Iisus Hristos vorbește despre următoarele lucruri. Prezintă două categorii de oameni care vor sta unii într-o parte a Domnului Iisus la dreapta, iar alții în cealaltă parte la stânga. Pe cei de la dreapta îi numește credincioși și fericiți și îi cheamă să fie răsplătiți. Pe cei de la stânga îi numește blestemați și nu-i cheamă, ci dimpotrivă îi trimite, dar îi trimite în iad, acolo unde e diavolul. Și le spune că de acolo nu vor ieși niciodată și acolo vor merge ca să fie pedepsiți. Am fost curios să citesc în Biblie ce au făcut cei de la dreapta care sunt premiați și ce au făcut cei de la stânga care sunt pedepsiți. Că am zis eu, mari și multe trebuie să le fie păcatele dacă Domnul Iisus folosește cuvântul blestemaților. Domnul nu e mânios ca să folosească la nervi cuvinte grave pe care să le regrete mai apoi. El pur și simplu spune în mod logic și foarte bine cântărit ceea ce trebuie să spună. Dacă Domnul spune acestor oameni blestemaților, voi veți merge în focul cel veșnic, unde este diavolul și îngerii lui, plecați de la mine, dispăreți din fața mea, atunci oamenii aceștia trebuie să facă ceva foarte grav. Și m-am grăbit să citesc ce urmează. Dar înainte de asta, aș vrea să vă spun că Domnul își manifestă mânia așa cum anticipam. 1. Duceți-vă de la mine. Cât de grav este să spună mama să nu te mai văd? Cât de grav e să spună soțul sau soția de astăzi înainte ne despărțim pentru întotdeauna? Du-te de la mine, niciodată nu ne vom mai vedea. Dar când spune Dumnezeu lucrul ăsta, mă gândesc că ar trebui să te sperii. Blestemaților este cel mai grav apelativ pe care îl folosește Dumnezeu în Biblie. În foc și focul e veșnic.
Și apoi, în focul care a fost pregătit de altfel, nu pentru oameni, ci pentru diavol și pentru gruparea de îngeri care au solidarizat cu el, l-au urmat pe el. Dar acolo cu ei mergeți și voi, pentru că, de fapt, ca și ei, ca și îngerii căzuți, și voi ați căzut. Și care e motivul acestei pedepse? Pentru că, pur și simplu, este capitală. Și Biblia spune scurt, păcate de omitere. Ce înseamnă a omite? A uita, a neglija, a amâna, a fi nepăsător. Opusul omiterii este aducerea aminte sau, din punct de vedere al predicii mele, comiterea. O să folosesc intersecția cu semaforul pentru ca să fie limpede. Să comiți înseamnă să faci ce nu-i voie. La semafor nu-i voie să treci pe roșu. Dacă treci pe roșu, ai comis, ai făcut ce nu era voie. Să omiți înseamnă să nu treci pe verde, să se facă verde și pur și simplu să rămâi acolo. Întrebarea mea este, o fi fost cineva amendat vreodată că n-a trecut pe verde? Riscul nu e așa de mare să lovești pe cineva dintr-o parte, dar tot e mare că încurci lumea. Ei, Domnul Iisus Hristos nu vorbește în această gravă pedeapsă aplicată oamenilor despre păcatul de comitere, deloc, ci despre cel de omitere. Adică se face verde, trebuie să te duci, este obligatoriu. Iacov spune, dacă știe cineva că e verde și nu pleacă, trebuie amendat. Iacov spune altfel, nu în contextul circulației. Dacă știe cineva să facă un bine și nu-l face, a săvârșit un păcat. De păcatele astea vorbește Hristos. Blestemaților, plecați de la mine în iad. Și cam ce formă iau păcatele acestea? Și el explică, am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost străin și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și nu ați venit pe la mine. Păcatele de omitere sunt mici, de aceea sunt tolerate. Nu-mi permit să întreb pe pastorul Lazar Gog, pe fratele Dorin Druhora, pe fratele Cui, dacă au exclus vreodată pe cineva pentru păcate de omitere. Îmi asum că n-au făcut lucrul ăsta niciodată. Hristos îi exclude pe toți care fac păcate de omitere din împărăția lui Dumnezeu. Lucrul acesta îl spune Evanghelia pe care dumneata o ai pe bancă sau pe genunchi, ca și Evanghelia mea. El spune blestemaților care practicați păcatele de omitere, duceți-vă de la mine. Câți dintre noi ne-am cerut iertare pentru că n-am îmbrăcat pe cel gol? Că nu l-am săturat pe cel flămând, că nu i-am dat de băut celui însetat și că nu am vizitat pe cel închis sau bolnav la spital. Câți dintre noi ne simțim vinovați pentru că omitem să facem ceea ce suntem obligați să facem? Și ca să ne motiveze Hristos și ca să ne explice cât de grave sunt urmările omiterilor, Hristos ne spune, oamenii aceștia sunt blestemați, vor merge în foc care e veșnic, și vor sta în foc împreună cu diavolul. În lumea noastră sunt multe legi. Printre altele, din punct de vedere al predicii mele, sunt două, una spusă de Confucius, numită de argint. El a fost un mare înțelept chinez și el a făcut o religie. Și una spusă de Hristos, numită de aur. Religia lui Confucius de argint spune așa. Ce nu vrei să-ți facă cineva, să nu-i faci nici tu lui. Implică negația. Nu vrei să ți se facă, să nu-i faci nici tu lui. Nu vrei să fii lovit, nu lovi. Nu vrei să fii mințit, nu minți. Nu vrei să fii agresat, nu agresa. Nu vrei să fii bârfit, nu bârfi. Mi se pare relativ simplu, pentru că implică negația. Nu trebuie să faci ceva, trebuie doar să nu faci. Cele mai multe legi din biserică au legătură cu să nu faci. Să nu fumezi, să nu bei, să nu poți furta, să nu porți fusta scurtă, să nu consumi alcool, să nu te droghezi, să nu vii târziu la biserică. Toate au legătură cu să nu. Biserica ne spune tot timpul ce nu trebuie să facem. Să nu treci pe roșu. Ok? Nu trec. Însă Hristos, care spune foarte des ce nu trebuie să facem, în Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 41, șochează. Pentru că de data aceasta vrea să vorbească
nu despre lucruri interzise, ci despre lucruri obligatorii. Nu despre lucruri interzise, dar făcute cu obrăznicie, ci despre lucruri obligatorii nefăcute, cu nepăsare și iresponsabilitate. Și urmările sunt aceleași, iadul. Iadul de foc, nu de catifea. Iadul unde e diavolul. Și oamenii aceștia se numesc blestemați. Mă întreb în această seară cu voce tare, dacă scriptura aceasta este adevărată, câți oameni din biserică vor merge în iad? Nu ne putem permite să punem dacă scriptura aceasta e adevărată, că toată scriptura este adevărată. O fi glumit Dumnezeu? O fi vrut să ne sperie așa puțin ca să bage frica în noi și să ne facem băieți de treabă? Sau cuvântul lui Dumnezeu este da și amin? Biblia este relativă sau este absolută? Mai putem avea încredere în Dumnezeu când vorbește? Sau și noi, ca și ginerii lui Lot, credem că a fost așa o formă literară ca puțin să ne facem mai, să devenim mai pasionați, mai entuziasmați, că prea am lăsat-o moale cu pocăința? Oamenii lui Dumnezeu, aveți un răspuns la Evanghelia aceasta? Vreți să-mi spuneți când ați fost ultima oară în pușcărie să vizitați pe cineva? Nu vi se pare că aveți o problemă dacă n-ați fost? Când ați fost ultima oară la spital? Nu vi se pare că locul pe care stați este îngrozitor și că apelativul este blestemaților? Asta spune Hristos. Știți cine ne-a învățat pe noi că e voie să facem păcate de omitere? Diavolul a spus, este voie. Nu trebuie să te duci, se duce pastorul. De-aia ai plătit la Zărgog să se ducă. Hristos spune următorul lucru, se va întoarce spre stânga și va spune blestemaților în foc. Doamne, n-am curvit niciodată, nici nu te-am acuzat că ai curvit. Doamne, n-am divorțat niciodată, nici nu te-am acuzat că ai divorțat. Toate păcatele sunt, te-ai oprit la verde, ți-a fost lene să pleci. Ai vrut să te odihnești în mijlocul intersecției, nu era vreme de odihnă, dar așa ai crezut tu. Blestemaților în focul cel veșnic. Scumpă biserică, dacă lucrul acesta este adevărat, noi nu mai putem dormi la noapte, avem treabă. Nu ne putem permite să credem că Evanghelia aceasta nu e adevărată. Nici măcar nu-i capitolul 16 din Marcu, unde spun teologii că ăsta a mai fost așa puțin adăugat cu șerpii și cu otrăvurile. Stai, din Matei, capitolul 25, sunt cuvintele lui Iisus, nici măcar nu le-a spus Petru sau Pavel. Nici Domnul nu știe ce spune? Nici el nu mai are dreptul să vorbească adevărul? Punem și cuvintele lui la îndoială? Aveți dumneavoastră o altă interpretare la textul acesta? Hristos vorbește simplu și lămurit. Păcatele de omitere nu sunt amendate de noi, pentru că cineva ne-a spus că astea sunt tolerate. Ca și cele sociale. Nu-i nicio problemă dacă mai vorbești așa un pic cam mult. Nu-i nicio problemă. Nu-i nicio problemă dacă faci o mică partiduță. Nu-i nicio problemă dacă nu-l suporți pe pastor sau pe dirijor, pe mama, pe tata sau o altă formă de autoritate. Că până la urmă numai în românismul nostru există autoritate. În americanism nu există autoritate. Psihologia i-a învățat pe americani că numai pe stradă există autoritate. Când vine Nino Nino, oprești brusc. Nu mai îndrăznești să-i spui ca pastorul, dar tu cine ești să-mi spui mie ce să fac? De ce nu-i spui și polițistul la fel? Dar tu cine ești, mă, să-mi spui mie ce să fac? Vrei să opresc când vrei tu? De ce nu spune și la polițist așa? De ce numai autoritatea din biserică trebuie sfidată? De ce numai autoritatea de acasă, mama și tata, trebuie sfidată? De ce nu numai pe aceștia nu ne permitem să noi ascultăm? Dar pe Nino Nino l-ascultăm. Și pastorul trebuie să aibă pistol ca să ascultăm. Dacă n-ar fi grav, și eu aș zâmbi. Și eu. Trebuie neapărat să aibă cineva pistol ca să-l respectăm? Nu mai știm decât de botă ca sclavii aceia care au ieșit din Egipt și trebuiau bătuți neapărat pentru că n-aveau cultură. Ăștia așa au crescut toată viața. Dacă ceva trebuia să facă, îi băteau logofețul lui Faraon până sărea sângele din ei. Și când au plecat de acolo, nu s-au putut schimba peste noapte. Tot cu bota trebuia. Până la urmă Moise, săracul, cel mai blând om de pe pământ, ironia Bibliei, cel mai blând om de pe pământ a murit de nervi. L-a pedepsit Dumnezeu că s-a enervat. Și Iosua a spus, să faceți ce vreți, m-am săturat de voi, eu și casa mea ne punem pe treabă, dar voi nu mă înțeleg cu voi. Oamenii lui Dumnezeu, marea noastră problemă este că am găsit un mare confort în pocăință. Confortul ăsta nu este bun. Prea suntem stăpâni pe noi.
Dacă noi avem încredere în carnea asta și în firea asta pământească, că ea știe ce face, credeți-mă că noi suntem inofensivi pentru diavolul și suntem în probleme cu Domnul Iisus Hristos, pentru că El ne-a trasat niște sarcini concrete, iar noi suntem prea ocupați să ne mai ocupăm de ele. Ne ferim de curvie, de vrăjitorie, ne ferim de alcoolism, însă păcatele sociale, să nu vă supărați pe mine, este o mare rușine între oamenii pocăiți, pentru că bârfesc unii dintre ei. Unii trăiesc în bârfă, nici nu-și cer măcar iertare pentru bârfa lor, pentru partidele lor și pentru faptul că omoară cu vorba, cum spunea Ieremia. Haide să ucidem cu vorba și nu se simt vinovați, pentru că atâta e nivelul. Și cuvântul spune blestemaților: în focul cel veșnic este locul vostru împreună cu diavolul. Nu pentru că ați curvit, nici nu v-am acuzat, ci doar pentru faptul că ați omis, ați uitat, ați întârziat, ați amânat. Nu știu ce credeți. Mă uit la dumneavoastră și încerc să-mi dau seama ce se întâmplă în sufletul dumneavoastră. Dacă această predică n-ar fi bazată pe Biblie, mi-ar fi greu să trec printre dumneavoastră să ies afară. Dar este cuvântul spus de Iisus. Cu mine puteți să faceți ce vreți, puteți să disprețuiți ce spun. Să credeți că pur și simplu vreau să spun ceva așa ieșit din comun ca să... Însă cuvintele acestea sunt rostite de gura lui Dumnezeu. Domnul Iisus le-a rostit și a vrut să ne avertizeze cu privire la urmările faptelor noastre. Când El a spus lui Adam, vei muri dacă mănânci din pom, să știți că exact așa s-a întâmplat și pentru un singur păcat, Adam a trebuit să fie deportat din grădină pentru întotdeauna. Și a văzut primii lui copii cum s-au omorât unul pe altul, a experimentat îmbătrânirea, boala, moartea și a muncit pentru niște spini pe care nu i-a cultivat și nu i-a udat niciodată. Omul acela a avut o teribilă durere pentru păcat, pentru că el a simțit diferența între una și alta. Noi nu o simțim, că noi ne-am născut în păcat și în păcat ne simțim confortabil. Aproape că trebuie să facem eforturi uriașe să nu ne mai întoarcem înapoi, că tot ne cheamă carnea. Cine îl învață pe copil să mintă? Că-i tot învârtim urechile toată ziua să nu mintă și tot minte. Cine îl învață? Cine îl învață să fumeze? Că la școala duminicală nu există cursul ăsta. Cine îl învață? Cine învață prostii? Cine? În codul ăsta genetic. Asta se numește firea pământească. Și firea asta pământească este puțin mai rezervată cu păcatele de comitere, dar cu ale de omitere se simte foarte liber. Unde ai mai auzit să fii obligat să faci vizite la spital? În Biblie. Oamenii lui Dumnezeu, nu o să mai insist, am vrut numai să vă spun că Dumnezeu spune asta. Și cine îl respectă pe Dumnezeu, îi respectă și cuvântul. Dacă eu îl respect pe fratele Lazar Gog, trebuie să o respect și pe sora Magdalena. Dacă eu îl respect pe fratele Lazar Gog, atunci respect și ceea ce dânsul spune. Când respecti un om, îi respecti cuvântul. Dacă noi respectăm cuvântul lui Dumnezeu, asta este pentru faptul că avem încredere în Dumnezeu, că știe ce spune. Noi credem că Dumnezeu este persoana perfectă, desăvârșită, infinită, eternă. Și că orice cuvânt pe care El îl spune este bun. Ce aș putea să înțeleg eu când soția mea a fost bolnavă de cancer anul trecut? Merg în câte locuri pot ca să predic că Dumnezeu iartă păcatele și vindecă bolile. Și soția mea a avut o operație de 1 metru și 10 centimetri. A stat 12 ore fără câteva minute în operație. Ce aș putea eu să cred din experiența asta? Unde a fost Dumnezeul meu atunci? Unde a fost Dumnezeul meu alaltăieri când am dus-o la spital în miez de noapte și doctorul a spus că are pneumonie și diabet? De ce a trebuit să mai vin eu și să predic despre iertarea păcatelor și vindecarea bolilor în numele lui Iisus? De fapt, care este interesul meu? Să trăiesc fără să fiu bolnav vreodată? Toată lumea are dreptul să se îmbolnăvească de cancer, numai soția mea, nu? Până la urmă, cam câți ani aș vrea eu să trăiesc aici pe pământ, plin de bani și lipsi de orice boală? Până la urmă, eu îl folosesc pe Dumnezeu ca pe un pompier. Am luat foc, mă stinge și după aceea nu o să-l chem eu la revelion pe pompier să fac revelionul cu el. E bun numai când se aprinde focul.
Până la urmă devine un business între mine și Dumnezeu. Cum vine boala? Ia-o de aici. Că de fapt dacă nu s-ar îmbolnăvi oamenii, nici nu cred că aș avea nevoie de el. Ascultați-mă, cine îl iubește pe Dumnezeu, nu îl iubește că vindecă sau nu vindecă. E dreptul lui să hotărască îl vindec sau nu îl vindec. E dreptul lui să hotărască trece prin foc sau nu trece. Îi dau dreptul acesta lui Dumnezeu cu privire la viața mea și cu privire la membrii familiei mele. Oricum nu pot să fac altceva, dar măcar nu vreau să mă pun împotriva lui Dumnezeu, folosindu-l doar pentru a-mi fi mie bine. Dumnezeu are caracter, Dumnezeu mă iubește, Dumnezeu ține la mine, El nu vrea răul, El nu se bucură de încercarea din viața mea, de limitele mele, de vulnerabilitatea mea. Eu știu că toate aceste lucruri sunt binecuvântări pentru sufletul meu. Mesajul firii pământești este altul pentru evenimentele astea. Însă eu știu în Duhul, care e luminat de Evanghelie și de Duhul lui Dumnezeu, că acesta este drumul cel mai potrivit pentru mine și pentru casa mea. Nu pot să-L întreb pe Dumnezeu de ce, pentru că nu am dreptul. Eu sunt robul, El e stăpânul. Scumpă biserică, păcatele de omitere sunt mici, ca și păcatele sociale. Sunt tolerate, sunt îngăduite și nimeni nu ceartă pe nimeni. Nici părinții pe copii, nici membrii care trăiesc în astfel de păcate în biserică, toată lumea se simte confortabilă. Este o mare minciună. Diavolul a spus următorul lucru, poți să păcătuiești că nu-i grav, păcatul nu are consecințe. Fii liniștit, simte-te liber, nu fii nici prea fanatic. Fii liniștit. Ascultați-mă, frați și surori, ăsta nu-i mesajul lui Iisus. Trebuie să ne hotărâm a cui voce este semnificativă pentru noi. Cine ne spune nouă încotro să mergem? Cine hotărăște ce-i bine și ce-i rău? Dacă Domnul hotărăște, atunci ar trebui să ne fie frică. Iar respectul și adorarea noastră față de Domnul să fie împletită cu frica că suntem vulnerabili, suntem muritori. Vorbeam de legile lui Confucius și Hristos și spuneam că legea lui Confucius este de argint pentru că implică negația. Dacă nu vrei să-ți facă cineva frun rău, nu-i face nici tu frun rău. Stop, poți să te culci. Hristos vine cu o lege numită de aur și spune așa, dacă ce vrei tu să-ți facă, nu să nu-ți facă, să-ți facă oamenii, binele care vrei să ți-l facă oamenii, încurajarea care vrei să ți-o facă oamenii, vizitele care vrei să ți le facă oamenii, în general, tot binele care îl aștepți tu de la alții, fă-l tu mai întâi, să nu cumva să omiți. În legea lui Hristos este prezent riscul păcatului de omitere. A lui Confucius nu. Confucius e un om ca mine și ca dumneata. El n-a venit din cer, a venit ca și noi, de unde am venit toți muritori, din țărână. Frații mei, acesta este mesajul Evangheliei. S-ar putea în doctrina familiei, în doctrina mea personală, în doctrina bisericii să fie diferit. Acesta este mesajul Evangheliei. Noi trebuie să știm că păcatul e de comitere și de omitere și trebuie să știm că la modă este să ne ferim de păcatele de comitere, dar nu în mod serios și de cele de omitere. Însă păcatele de omitere sunt la fel de mari și de grave ca și cele de comitere și urmările pentru ele sunt la fel ca și urmările pentru păcatele de comitere. Ăsta e mesajul Evangheliei. Dacă această Evanghelie e Evanghelia lui Dumnezeu, atunci noi trebuie să stăm de vorbă. Trebuie să ne redefinim prioritățile. Puteți să nu schimbați nimic în viața dumneavoastră, dar eu mă voi duce diseară și mă voi culca liniștit pentru că mi-am asumat riscul să vă spun ce v-am spus. Să par un om sucit și ieșit din comun, dar acesta nu-i mesajul meu. Și pentru mine e împovărător, ca și pentru dumneavoastră, că robii trebuie să trăiască sub povară. El când a venit pe pământ ca rob, a trăit sub povară, plin de sânge, nemâncat, lovit de dozderbedei vremii și de profesioniștii împăratului. Și așa ne-a realizat mântuirea pe care a organizat-o Tatăl. Și a plecat și a spus în lume, veți avea parte de necazuri. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să-și ia crucea și apoi să mă urmeze.
Aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu. Nu vreau să prezint pocăința ca o corvoadă, ci vreau să o prezint ca o misiune. O misiune definită de cel care a inventat-o, de Domnul Iisus Hristos. Prima minciună a diavolului a avut loc în Eden și scopul acestei minciuni a fost să strice relația dintre creator și creatură și a reușit. Creatorul fiind ofensat, trădat, neascultat de infidelii oameni pe care i-a creat de creatură, i-a scos pur și simplu din absența sa pentru întotdeauna. E adevărat că a lansat și o provocare în capitolul 3, versetul 15, este primul verset mesianic care vorbește despre mântuire. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, sămânța ei, tu îi vei zdrobi doar colcâiul, nimica toată, însă sămânța femeii îți va zdrobi capul. A doua mare minciună este pocăința este inutilă. Și această minciună a fost pusă la cruce, când a venit Hristos ca să restaureze omul căzut în păcat, care a ascultat prima minciună. Și acum diavolul, văzând că vine Hristos să repare ce a stricat el și să îl ia înapoi pe om și să-l ducă unde era locul în brațele lui Dumnezeu, el a venit cu a doua minciună. Nu vă pocăiți că e inutil, e nesemnificativ, e insuficient. Dar nu credeți voi că v-ați făcut de cap 40 de ani și acum Doamne, Doamne și se iartă. Știu o întâmplare pe care o spun uneori la evanghelizări, încercând să deschid mintea oamenilor de toate vârstele, și întâmplarea aceasta spune că o domnișoară de vreo 16 ani a înțeles Evanghelia și în satul ei, duminică dimineața, s-a îmbrăcat frumos, cu cele mai frumoase haine și a plecat la biserică să se pocăiască. Pe drum a venit un gând în mintea ei, că noi cel mai mult nu vorbim cu oamenii, vorbim cu noi. Și a venit gândul în mintea ei și ea se întreba pe ea, ea întreba, ea răspundea, unde te duci, la biserică, de ce, să mă pocăiesc, de ce? Ca să fiu iertată de păcat. Și dușmanul, vrăjmașul, diavolul care a venit sub forma acestui gând în mintea ei a spus, ai un gând deosebit de bun că vrei să te pocăiești, dar mai gândește-te, crezi că e timpul potrivit? Tu, o domnișorică, te duci să te pocăiești la biserică, ai răbdare să ajungi la vreo 30 de ani, așa 40 de ani, și atunci când vei fi adult cu mintea coaptă și când vei ști bine să cântărești și să iei o decizie, te duci și te pocăiești. Acum mă bucur de un pic de tinerețe. Zis și făcut, s-a întors. Și s-a bucurat de tinerețe până când a ajuns o doamnă bine. Și într-o altă duminică de dimineață, cu cele mai frumoase haine, doamna mergea la biserică. Și din nou a venit prietenul și a întrebat-o la nivelul gândului, unde mergi? La biserică. De ce? Să mă pocăiesc. Bine faci, dar crezi că e timpul potrivit? Nu mai uite-te la tine, cum toată lumea își întoarce capul și te admiră. Asta e vreme de pocăință? Ai un pic de răbdare, trăiește-ți viața, bucură-te un pic. Și când va veni vremea să nu mai poți merge fără baston, mă gândesc că atunci e potrivit. Zis și făcut, că e tentant, s-a întors. Și când a venit vremea bastonului, s-a îmbrăcat cu cele mai frumoase haine și a plecat la biserică. Și a venit din nou vechiul prieten și a întrebat-o, unde mergi băbuțo? Acum, fără prea mult respect și politețe, unde mergi băbuțo? Merg la biserică, de ce să mă pocăiesc? Și i-a zis așa direct, ți-ai pierdut și tinerețea, ți-ai pierdut și mintea. Tu ai impresia că Dumnezeu, după ce ți-ai făcut de cap o viață întreagă, te mai primește pe tine? Păi Dumnezeu e bun, dar nu-i slab. Ți-ai făcut de cap toată viața, toată viața, unde ai fost? Pe unde ai fost? Ce ai făcut? Tu cine crezi că-i Dumnezeu? Descurajată s-a întors acasă pentru ultima oară și n-a mai fost niciodată la biserică și nu s-a mai pocăit niciodată. Dragii mei, a doua minciună a diavolului este următoarea. Degeaba te pocăiești că nu vei fi iertat, nu se rezolvă problema, nu vei avea parte de înviere, nu scapi de o sândă, Dumnezeu nu te iartă. Să ierte Dumnezeu de avort, ai omorât un copil. Să ierte Dumnezeu de divorț, iartă Dumnezeu de alcoolism, de autosatisfacere, de pornografie, de relații de infidelitate în afara căsătoriei sau înainte de căsătorie. Stop! Cine credeți că e Dumnezeu? V-ați bălăcit în păcat și acum veniți să fiți iertați? Diavolul spune, degeaba vă pocăiți că nu veți fi iertați. De fapt, ce vrea, care e scopul lui cu această minciună? Scopul lui este să împiedice restaurarea omului păcătos pe care a realizat-o Domnul Iisus Hristos după ce a proiectat-o Tatăl și pe care o aplică Duhul Sfânt. El cu prima minciună ne-a despărțit de Dumnezeu Tatăl nostru și el cu a doua minciună împiedică perspectiva împăcării cu Dumnezeu. Spunea Pavel, știu că nimic bun nu locuiește în mine.
adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept. Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Binele pe care vreau să-l fac, nu pot să-l fac, nu-l fac. Dar răul de care fug, de pe care nu vreau să-l fac, asta mi iese din mână, asta fac. Găsesc în mine legea asta, vreau să fac binele, dar răul e lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru, teoretic, îmi place legea lui Dumnezeu, dar la capitolul faptă văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob păcatului care e în mădularele mele. Asta e experiența lui Pavel, marele apostol Pavel. Asta e experiența lui. A trăit experiența aceasta? Atunci când vorbim de această experiență, trebuie să spunem următorul lucru. Pocăința este inutilă atunci când este doar teoretică. Pocăința este inutilă atunci când este neautentică. Pocăința este inutilă atunci când e doar de moment. Și pocăința este inutilă când e făcută de ochii oamenilor. Pavel vorbea bisericii din Corint, o biserică plină de daruri, și în capitolul 3, versetul 1 până pe la 5-6, apostolul spune următoarele cuvinte. Scrisoarea era trimisă către frați credincioși și le spune următoarele cuvinte: cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, pentru că nu putea să suferiți bucate tari și nici acum nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți când între voi sunt. Uitați-vă păcatele sociale, nici nu era vorba neapărat de curvie, măcar că era vorba de curvie. Și Pavel spune următoarele lucruri: între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești când trăiți în astfel de păcate sociale? Unul zice, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Cutare, eu sunt al lui Cutare. Ce metode ne oferă nouă Biblia pentru ca să ieșim din firea pământească și să nu mai fim sub autoritatea ei? Să fim duhovnicești, adică plini de Duh, de la tractor, tractorist, de la Duh, duhovnicesc. Ce metode ne oferă nouă Biblia ca să fim duhovnicești, plini de Duh? Și să nu mai aibă păcatul putere de stăpânire și autoritate asupra noastră, să nu ne mai subordonăm inconștient și involuntar, să nu mai fim niște robi ai Lui, subordonați Lui și robiți de El. Unii într-o anumită zonă, alții în altă zonă și pur și simplu să fim liberi. Și noi să existe chipul lui Iisus care să se dezvolte, să prindă contur și să devină vizibil în mijlocul oamenilor care ne cunosc. Ce metode ne oferă nouă Biblia? Cum scăpăm de lipsa autenticității în pocăință? Sau cum scăpăm de neautenticitate? Cum scăpăm de pocăința momentană, având o pocăință stabilă? Cum scăpăm de pocăința teoretică de nota 10 și practică de altă notă? Cum să reușim să fim ca Pavel? Câți dintre noi au îndrăzneală să spună: pot totul în Hristos care mă întărește. Călcați pe urmele mele că eu calc pe urmele lui Hristos. Nici un pastor nu îndrăznește să spună asta. În primul rând pare foarte arogant și în al doilea rând, dacă e de mai mulți ani în biserica aceea, probabil că biserica a văzut în anumite situații anumite mici slăbiciuni și în viața lui, că nici el nu e un înger, e un om. Dar ce metode ne oferă nouă Biblia? Îl lăsăm pe diavolul cu cele două minciuni. Cu prima a avut efect asupra noastră. Păcatul e permis și nu există urmări, poți păcătui, poți minți, poți bârfi, poți critica, poți judeca, îi poți spune soției, fă că nu-i nicio problemă, ești ca măta și ca tacto, nu-i nicio problemă. Eu nu-i duc flori, că nici tata nu i-a dus la nevastă mea, la mama, la soția lui. Să nu mi-o luați în nume de rău, probabil că exemplele nu sunt cele mai grozave, dar spun doar câteva care sunt aproape ridicole. Ce metode oferă Biblia ca să fim niște creștini autentici? Aseară spuneam ceva. Numai gândiți-vă la ce spun acum în încheiere. Biblia oferă metoda hrănirii. Și metoda hrănirii spune următorul lucru. Hrănește omul alb. Hrănește omul duhovnicesc. Omul nou în Hristos hrănește-l.
Biblia spune, oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu e obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, că e doar un prunc. Cu cuvântul despre mântuire e obișnuit, dar nu cu cuvântul despre neprihănire. E diferență între mântuire și neprihănire? Este și nu este. Este în sensul că poți să te mântuiești și să uiți de neprihănire, că doar dacă ai făcut botezul în apă, numai nunta îți mai lipsește și gata. Dar în alt fel, nu este că un om mântuit de fapt, pentru asta s-a mântuit, ca să se desăvârșească, să poarte chipul Domnului și să-și îngrijească felul în care vorbește, gândește, simte, acționează. Și Pavel spune următoarele cuvinte, hrana tare e pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a obișnuit prin folosire, prin repetare, să deosebească binele de rău. Trebuie să hrănim omul duhovnicesc. Puteți să îmi spuneți cu ce se hrănește? Care sunt felurile de mâncare cu care se hrănește omul duhovnicesc? Ce ziceți de steak? Se hrănește omul duhovnicesc cu steak? Cu salată? Nu. Dar cu ce? Ce ziceți de citirea Evangheliei? Că în Evanghelie e putere, e o sevă, e o esență. Ce ziceți de citirea Evangheliei? Băieți, câte minute citiți Evanghelia pe zi? Nu-mi răspundeți, numai gândiți-vă. Și să știți că eu nu știu ce vă gândiți, dar Iisus știe. Răspundeți-vă voi înșivă câte minute citiți Evanghelia lui Dumnezeu. Nu vă întreb cât repetați. Câte minute citiți Evanghelia lui Dumnezeu? Asta înseamnă hrană, înseamnă mâncare duhovnicească, asta înseamnă putere, vlagă! Asta e una dintre disciplinele spirituale, asta îți dă o perspectivă, asta îți dă direcție, asta îți dă teamă de Domnul, asta îți dă respect de frați, de părinți, de păstori, de oameni, de tineri, de bătrâni. Asta te ajută când ajungi la ușă să deschizi ușa și să iasă cineva mai bătrân, să iasă o doamnă, să iasă o domnișoară, dacă ești un bărbat. Asta te face politicos Evanghelia lui Dumnezeu. Te face încărcat de bun simț. Un om delicat știi și la vale și la deal, vorba lui bunica, știi, că știi și să râși și să plângi. Nu ești tot așa pe invers. Evanghelia lui Dumnezeu educă. Pavel îi spune lui Tit în epistola pe care o adresează în capitolul 2, versetul 11 și următoarele cuvinte. Și harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață, ne instruiește, ne educă, ne civilizează. Să nu spun ne domesticește că sună rău, dar să știți că sunt oameni în lumea noastră care trebuie mai întâi domesticiți și apoi civilizați. Ați auzit despre păstorul ăla din Bistrița, care a fost omorât el și un copil de 9 ani? Ați auzit despre multe fete care sunt violate? Ați auzit despre mulți stați care se întorc acasă cu o bucată de pâine într-o geantă și pe drum cineva îi omoară? Ați auzit despre o grămadă imensă de nedreptăți care se produc în lumea noastră? Vreau să te întreb, ești cumva printre oamenii care trăiesc în nedreptate, mare sau mică, după selecțiile oamenilor? Scriptura spune următorul lucru, dacă vrei să îi poți spune păcatului, du-te la plimbare, trebuie să hrănești omul din lăuntru, trebuie să citești din Scriptură, pentru că omul dinăuntru mănâncă puterea din cuvintele acelea și trebuie să te rogi. Băieți, fetelor, câte minute pe zi vă rugați? Încercați să fiți sinceri. Nu trebuie să răspundeți. Scopul meu nu e să vă pun într-o situație jenantă, ci doar să vă provoc. Eu am fost odată la vârsta voastră, voi încă nu sunteți la vârsta mea, probabil veți ajunge. Dar vreau numai să vă întreb, câte minute vă rugați? Câte? Sunteți sigur că vă rugați în afară de biserică și în afară de mâncare? Nu vreau să ofensez pe cineva, eu nu vorbesc cu superioritate, dar ne-am întâlnit ca să ne facem bine nouă înșine, nu să ne măgulim și să ne lingușim unii pe alții, nici să ne acuzăm, nu ăsta e scopul meu. Credeți că ne rugăm suficient? Cu postul. Un creștin care nu postește o zi pe săptămână, iertați-mă vă rog frumos. Sau nu postești o zi pe săptămână, nici n-avem ce să vorbim. Asta este începutul. Păi ce vei face cu energia asta hormonală care vrea o grămadă de minuni? Cum o vei rezolva?
Unde o canalizezi? Că ori o manifesti așa, ori așa, tot păcat e. Cum te înfrânezi? Că cel mai greu este să te înfrânezi pe tine, nu pe altul. Altul ți-e ușor să-i spui, bă, fii cu minte că... Dacă nouă, ce ne spunem nouă? Cum să te refuzi pe tine? Că aia nu-i voie, aia nu-i voie, aia nu-i voie, aia nu-i voie, o mie nu-i voie. Hrănește omul din lăuntru. Când te vei ruga câteva minute pe zi, când vei citi în fiecare zi câteva versete din Biblie, când vei posti minim o zi pe săptămână, ascultă-mă, o să vezi cum înflorești. Pur și simplu o să-ți vină în minte o altă înțelegere a lui Dumnezeu. Pur și simplu o să-L înțelegi pe Dumnezeu și o să-L iubești. O să simți că nu-ți mai permis să te îmbraci într-un oarecare fel. Nu trebuie să vină pastorul Gog să spună cum trebuie să te îmbraci. La 30-40 de ani să vină cineva să-mi spună, păi mi-ar crăpa obrazul în două. Păi la vârsta asta nu știu cum să mă îmbrac. Trebuie să vină pastorul să-mi spună, bă, nu te supăra, ai intrat cu măsura, frate. Dar n-am ochi, n-am minte, n-am oglindă. La vârsta asta? Păi numai vârsta mă ajută să nu mai vorbesc de sfânta pocăință. Și toate celelalte raporturi ale mele cu oamenii, cu mine, cu Dumnezeu, cu lucru, cu viața, cu banii, cu privilegiile, cu necazurile, cu bucuriile, oamenii lui Dumnezeu. Hrăniți omul duhovnicesc. Și B, înfometați-l pe cel firesc. Înfometează omul firesc. Dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele firii pământești, veți trăi. Nu-i mai da să mănânce. Iertați-mă că spun exemplul acesta, știu că mai ales pentru persoanele mai în vârstă e puțin greu de auzit, dar întotdeauna prin pornografie se pune o teribilă presiune hormonală asupra păcatului de autosatisfacere. Să nu vă supărați pe mine că îndrăznesc să fac această afirmație, dar două dintre cele mai mizerabile și mai des întâlnite păcate în rândul generației tinere sunt astea două pe care le-am amintit deja. Păi dacă vezi un film murdar, nu te mai poți ruga când se termină. N-ai cum. Dacă mănânci cârnasă, rați, imediat trebuie să bei apă, e de la sine înțeles, nu poți să te oprești. N-ai cum, că îți cere apă. Dacă te hrănești cu lucruri murdare, nu te vei mai opri, că există o lege numită legea insuficienței permanente. Nu te saturi, mai întâi o ții de mână, apoi o îmbrățișezi, o iei după umeri, o săruți și nu te mai oprești, că atunci când deschizi ușa, unde te oprești? Când se dă de perete, unde? Oamenii lui Dumnezeu, Biblia spune că cine se încrede în inima lui e nebun. Avem nevoie să nu hrănim omul din afară, să nu ne punem la mintea lui că dacă îl întărim bine, îi dăm viteză, îi dăm drumul la vale, nu-l mai oprim. Nu-l mai oprim și când îl oprim e prea târziu. Câtă rușine mi-a făcut mie, probabil și dumitale, inima asta și carnea asta, multă. Am în urmă 50 de ani de exemple ca să știu că nu pot avea încredere în mine și nu mă pot baza pe inima mea. Trebuie să dezvolt omul din lăuntru, omul cel nou în Hristos, pe care trebuie să-l hrănesc în fiecare zi ca să fie puternic și să pună piciorul pe firea pământească și să-i rupă gâtul. Metoda îngrădirii, a doua metodă de care vorbește Biblia. Asta înseamnă că roada Duhului trebuie să îngrădească firea pământească. Roada Duhului este simplu, ce produce Duhul lui Dumnezeu în om. Noi vorbim de darurile Duhului și trebuie să vorbim, că vorbește Biblia, dar în egală măsură cu darurile Duhului trebuie să vorbim și de roada Duhului. Pentru că darurile Duhului aduc putere în adunare. Slujbele aduc autoritate în adunare, dar roada aduce caracter și mărturie în adunare. Noi trebuie să fim holistici, trebuie să fim complexi în lucrarea Duhului în noi. Noi urmărim puterea în adunare, dar trebuie să urmărim și o altă valență a Duhului, autoritatea în adunare, prin slujbe. Și trebuie să urmărim o mărturie a unui om de caracter, ca soț, soție, mamă, tată, cetățean, muncitor, șofer, cumpărător, vânzător, om care face sport, care gătește, care mănâncă. Viața e plină de roluri. Care-i mărturia noastră în rolurile vieții? Duhul Sfânt produce în noi
Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, blândețe, facere de bine, credincioșie și înfrânarea poftelor. Unde-i Duhul dacă nu ne putem înfrâna? Fără saboți, fără plăcuțe de frână, fără discuri, nu mai poți opri mașina, că numai chestiile alea o opresc. Roada Duhului trebuie să îngrădească firea pământească. Roada Duhului e caracterul, asta e suma obiceiurilor și atitudinilor dobândite prin disciplină și repetare, așa spune Scriptura. Și firea pământească e temperamentul, e complexul de proprietății născute care exprimă intensitatea și viteza de reacție a sistemului nervos. O să vă arăt două poze ca să terminăm discuția. Observați doi lei. Leul ăsta e la fel ca leul ăsta. Ăsta este îngrădit și poți să te duci cu copilul până lângă el. Dar nu-ți face niciun rău, să nu te temi, că nu poate să treacă prin sârma aia, prin îngrăditura aia nu trece. Dar ăsta care este slobod, liber, nu e îngrădit, ia uitați-vă cum a pus mâna pe bietul om. Ăla săracu-i gata. Leul ăla e firea pământească. Dacă nu o îngrădim cu un caracter crescut și matur, nu-i punem un gard puternic de jur împrejur și când vine mânia, înfrânarea. Vă aduceți aminte de Matei capitolul 5, versetul 27? În vechime s-a spus să nu curvești, dar eu vă spun. Dacă cineva se uită la o femeie cu scopul să o poftească în inima lui, nici nu știe cel care e lângă tine, soția, păstorul, colegul, nu știe nimic ce gândești, că nu ești de sticlă să se vadă. Dacă cineva se uită la o femeie ca să o poftească, a și curvit cu ea în inima lui. A curvit. Vreau eu să vă întreb, cine poate să contabilizeze sentimentele, plăcerea? E Hollywood aici, într-o secundă s-a și făcut filmul. Numai bărbații pot înțelege fenomenul acesta, că numai ei au această capacitate. Femeile au alte probleme, dar pe asta nu. Așa spune Evanghelia și psihologia confirmă lucrul acesta, frați și surori. Ei, trebuie să punem înfrânarea în jurul acestei tendințe, că tendința aceasta ca soț în relația cu soția e normală, e justificată. Dar mai sunt încă 3 miliarde de femei. Și când pleci la lucru și te duci la cumpărături și vii la biserică, peste tot sunt femei și bărbați. Dacă nu ți îngrădești cu înfrânare ochișorii, unde ajungi? Oamenii lui Dumnezeu, pocăința este un lucru foarte serios. Pocăința nu e o glumă. Aș vrea să închei spunând despre metoda înlocuirii. Am să pun aici un desen și închei imediat. N-am vrut să țin așa de mult, iertați-mă, închei în două secunde. În Romani, în capitolul 8, versetul 2, Scriptura ne spune următoarele cuvinte. În adevăr, legea Duhului de viață ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Noi nu ne putem izbăvi singuri de legea păcatului și a morții. Numai o altă lege poate anula prima lege. Numai o altă semnătură a președintelui cu o negație poate opri prima semnătură cu o afirmație. Hai să exemplific cu asta. Asta este un remote, o telecomandă. E foarte ușoară, imaginați-vă că e foarte ușoară. Întrebarea mea este, cum se numește forța care trage de obiectul acesta spre pământ? Se numește forța gravitației. Forța gravitației e o lege? Da, e o lege. E o lege pentru că nu doarme, nu mănâncă, nu obosește, nu ia vacanță. Indiferent de unde ești pe fața pământului, cu aceeași forță trage de obiectul acesta în jos. Ei, eu sunt o lege? Nu, eu nu sunt o lege, eu sunt o ființă. Eu am un pic de energie ca o candelă care atunci când se consumă energia, nu mai ești în stare, pur și simplu adormi în picioare. Ei, și eu încerc să țin asta așa și spun legii gravitației, să crezi tu că o tragi. Poți să-mi atragi obiectul acesta la pământ? Cât pot să mă împotrivesc? 15 minute, o jumătate de oră, o oră, nu cred că cineva poate să stea nici așa cu mâna goală întinsă, nu poate să stea o oră. Dar n-am făcut nicio probă, mă gândesc, nu mai îmi imaginez. Ce se întâmplă după o oră? Pur și simplu îmi amorțesc mușchii, nervii și mâna cade jos. Dar pot să mă odihnesc un pic și spun, oh, stai un pic, acum știu ce să fac. Și din nou încerc. Toată viața noastră este așa. Ne amorțește mâna, iar încercăm. Uitați ce spune Pavel. Pavel spune așa, legea Duhului de viață m-a izbăvit. Ia uitați-vă la acest model, forța gravitației mai poate să o tragă acum? Mai poate să tragă telecomanda aceasta spre pământ? Cât timp va rezista această lege a suportului să țină acest obiect? Peste 1000 de ani, dacă ne întoarcem tot aici, va fi.
O lege anulează o altă lege. Vom fi neputincioși în fața păcatului, pentru că suntem prea mici. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi și vom fi plini de Duh, nu de must, cum zice Pavel, atunci acest Duh din noi va produce înfrânare, dragoste, bucurie, bunătate, blândețe, facere de bine, credincioșie și așa mai departe. De aceea spune Pavel, fiți plini de Duh. Imaginea cu care închei, am vrut aceste două versete. Aceste două versete sunt scrise de același om. Atât de mult îmi place să le văd împreună. Pentru că primul dintre ele, în primul verset mă regăsesc eu și începutul pocăinței mele. În al doilea verset îmi doresc să mă regăsesc. Primul verset spune, văd în mădularele mele, văd în mine, în carnea mea, eu văd în mine o neputință de a mă sfinți și o atracție înspre păcat. Asta a simțit Pavel la început. Așa a murit? Nu. Dar cum a murit? M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel Drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Cum se împacă aceste două versete care pur și simplu sunt într-un conflict evident? Pavel spune lucrul acesta la început, iar acest verset îl spune la sfârșit. Ce s-a întâmplat între început și sfârșit? Este faptele apostolilor, epistolele și tot ceea ce vorbește despre viața acestui mare om. El spune următoarele cuvinte. De multe ori am fost flămând, uneori am fost bătut, am fost lipsit de împlinirea celor mai elementare nevoi. Uneori frații m-au păcălit, alteori păgânii m-au păcălit. Odată am fost dat jos cu o coșniță pe zidul cetății ca să mai scap cu viață. Am fost în primejdie. Nu mai m-am îngrijit de mine deloc, am fost pus la dispoziția lui Dumnezeu, toată viața mea am petrecut-o. Și spre bătrânețe era într-o pușcărie în Roma, n-avea cu ce să se îmbrace prea bine. Și îi scrie lui Timotei și spune să-mi aduci haina și să-mi aduci cartea aceea cu coperțile din piele și să-i spui și lui Marcu să vină că am nevoie de el. Era înghețat, era bătrân, era obosit și și-a aștepta sfârșitul. Și acolo, în condițiile acestea, nici un președinte nu poate să scrie cu atâta optimism și entuziasm cum scrie pușcăriașul acesta, fără carte și fără haină de piele. Mă uit la dumneavoastră, trăiți în cea mai frumoasă zonă a Americii, nici Chicago nu este rău. Și mă uit la dumneavoastră și vă întreb, oamenii ai lui Dumnezeu, cât timp credeți că vom mai fi aici pe pământ, în zona asta plină de palmieri sau invers, la Chicago, plină de blocuri înalte? Într-o zi vom pune mâinile pe piept și Dumnezeu Sfântul va spune unul dintre cele două cuvinte. Și în față vor sta unul dintre cele două locuri. Ați vrea în această seară să vă gândiți că noi, copiii lui Dumnezeu, ar trebui să trăim în absența păcatului. Nu doar de comitere, ci și în absența păcatului de omitere. Ar trebui să fim plini de Duh, ar trebui să fim plini de dragostea lui Dumnezeu, ar trebui să trăim într-o mireasmă a Harului, având o mărturie deosebită pentru oamenii din lume, ar trebui să fim un suport, o susținere pentru păstori, pentru părinți, pentru dirijori, ar trebui să avem un interes ieșit din comun pentru adunarea lui Dumnezeu, pentru activități spirituale și pentru activități administrative, ar trebui să fim pe foc cu privire la împlinirea intereselor lui Dumnezeu în împărăția sa, ar trebui să ardem pentru treaba asta, cum ne e teamă că n-avem cu ce să ne plătim morghiciu mâine, mai tare decât atât ar trebui să avem interes pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că e în noi un foc, e focul Duhului, e focul cuvântului, e puterea lui Dumnezeu care ne-a umplut. Nu mai avem păcat în noi, nu mai avem instinctele primare care ne transformau în niște robi, robiți de curvie, robiți de alcool, robiți de pornografie, robiți de tot felul de mizerii. Astăzi trăim pentru Dumnezeu, îl iubim pe Dumnezeu. Am plecat de acasă acum și 3 ore, poate mai mult, cei care veniți mai de departe, le-ați pus deoparte pentru Domnul și aseară ați făcut asta și mâine veți face asta. Cine ne va premia pe noi pentru atâta efort? Câte repetiții există pentru o simplă cântare de fanfară? Câte repetiții există pentru worship-ul din seara aceasta? Câtă muncă există pentru o simplă predică? Câți bani ai dat de când te-ai născut din nou până acum la adunare? Cât voluntariat ai făcut la bucătărie când se termină adunarea să mănânce muzafirii și frații păstori? Cine va răsplăti toată asta? Există o afirmație care mângâie sufletul. M-am luptat lupta cea bună.
acum mă așteaptă cununa. Fraților, dacă mor în noaptea aceasta, nu sunt cuvinte de erou, dacă mor în noaptea aceasta sau peste 1000 de nopți, aproape că nu mai are nicio importanță. Când ai siguranța mântuirii lui Dumnezeu, când îți umple Duhul lui sufletul și casa și biserica și familia, nu mai privești a trăi pe pământul acesta ca o obligație, ca o indispensabilitate și dacă te îmbolnăvești sau trebuie să pleci mai devreme sau mai târziu, pur și simplu ca și cum ai merge în iad sau ai intra în neființă. Pe noi ne așteaptă Domnul Iisus Hristos. El cunoaște ostenelile noastre. El știe dărniciile noastre. El știe lupta noastră cu noi, cu privirile noastre, cu vorbele noastre, cu înfrânările noastre. El ne cunoaște limitele. El ne știe. El ne binecuvintează. El ne ascultă rugăciunea. El ne vindecă bolnavii. El binecuvintează adunarea. Dă direcție. O înflăcărează. Inspiră pe pastori, pe predicatori, pe lideri. El le dă direcție la dirijori. El pune parfum în cântăreți. El pune înțelepciune în cei bătrâni. El organizează toate întâlnirile, toate sfaturile noastre, ele Dumnezeul nostru. Oamenii lui Dumnezeu, sunt două mari minciuni în istoria umanității. Amândouă sunt spuse de diavolul. Prima, în Eden, poți să păcătuiești liniștit că nu se întâmplă nimic, nu surmări, să nu credeți, moartea este urmarea păcatului. Doi, dacă vrei să te mântuiești acum și să primești viață veșnică, nu te-ți mai pierde vremea degeaba, că după atâtea câte ai făcut să nu crezi tu că te mai iartă Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede să nu moară și să aibă viață veșnică. Acesta este adevărul lui Dumnezeu. El ne face liberi. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi cântăm laudele Domnului. În noi există Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ne-a făcut pe noi frați, nu ne-am fi cunoscut niciodată, am fi rămas pentru întotdeauna niște străini, dar simțim o mare prietenie unul față de altul, pentru că noi suntem uniți în dragostea lui Dumnezeu. Am vrea în această seară să stăm în rugăciune, să ne rugăm pentru imperfecțiunile noastre pe care să le mărturisim, să punem angajamentele noastre la picioarele Domnului și să nu obosim. Dacă o zi mai am de trăit, voi spune și eu ca Luther, astăzi voi zidi un pom. Dragii mei, să nu obosim în facerea binelui, să ne ferim de păcatele de omitere, nu numai de cele de comitere, și să lăsăm Evanghelia să ne motiveze, să ne lumineze mintea și să ne folosească, pentru că Pavel a murit, dar în locul lui e fratele Lazar Gog, fratele Dorin Druhora, fratele Cui, eu și noi toți ceilalți. Haideți să ne ridicăm la rugăciune poporul Domnului. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și să cerem harul său, Duhul său, cuvântul său și puterea sa. Intrăm în rugăciune cu toții.